Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, Zidana Uzacuna, aici pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Uzacuna. Dragii mei prieteni, uitați-vă și am eu astăzi, salcia plângătoare. Sunt mai multe specii de salcie, da? Dar astăzi o să povestesc despre salcia plângătoare. Ia uitați-vă cât ea este de frumoasă, au muguri de salcie plângătoare. Ea numai decât crește lângă apă, da? Fiindcă ea este o plantă, o floare, un copac care plânge. Numai, deci, să găsești salcia plângătoare lângă lacuri, lângă răuri, lângă părăuri. Și istoria ei este, fiindcă Maica Domnului se spune că este o istorie, că când o fugărea, deci, soldații Maica Domnului, e istorie, da? Deci este o legendă. Se ascundea sub salcie, da? Și ea plângea foarte des. Salcia plângătoare este de leac. Este mai ales pentru persoane ce suferă, deci, cu picioarele. Mugurii de salcie chiar se mănâncă pentru cine au dureri de articulații. Gută, osteohondroză, artrită, artrită reumatică. Dragii mei prieteni, poți usui să faci ceaiuri toată iarna, poți să bei ceaiuri sau ceai toată ziua, dar spune în rachiu de 50-60 de grade. Sau cum îi spunem noi pe link, sau cum îi spunem noi în alcool, numai decât trebuie să fie de sticlă. Deci împlem foarte bine un borcan de muguri, de salcie plângătoare, da? Eu imediat vă arăt salcia și el, pentru că asta este plângătoare. Muguri de salcie plângătoare într-un borcan foarte bine și punem de el, este el rachiu, da? Lăsăm 40 de zile la întuneric și apoi mungim, deci, oasele când pe noi ne dor. Poți să faci cu el foarte bine masaj. Să știți că ceaiul de salcie dă febra jos, când noi avem, deci, răceli, când noi avem angină, când noi avem febră. Chiar un ceai foarte bun. E pentru dureri de măsăli, e pentru ciuperca pe limbă, pentru persoanele cine suferă cu ciuperca pe limbă, prin ceai, da? Dar ea se face și pulbere, deci poți să o suci toată iarna, dragii mei prieteni, poți să o pui în rachiu să bei câte o lingură dimineața, o lingură seara, sau chiar poți să faci masaj. Ia uitați-vă unde crește, eu am să vă rog să vă apropiați acolo, deci asta este plângătoare și asta este ea, este mama, dar acela este el. Ia să vedeți că el este mai întunecat, dar tot are mugul. Și să mă întreb, Zidana, care este mai bună? Ambele, dar mai puternică este ea, e că el, aici este el, da? Dar mai puternică este ea, fiindcă se vede, ia uitați, dă să o comparăm, da? Deci pe asta galbenă și pe cei este mai verzuie. Este o plantă care curge apă din ea permanent, picături, deci este o plantă curgătoare, da? De aia și ea crește numai decât lângă răute, aici așa o găsești. Mai există alt fel de tipuri de plante, dar nu curg. Deosebirea lor că altele plângă este care v-am cules eu astăzi, deci plâng, dar acelea care cresc prin parcuri sau mai este așa ca un zigzag, un tip de, de salcie, ea nu plânge. Care este cea mai bună? Cea mai bună, deci, este asta care, deci, se găsește lângă, lângă lacuri. Este foarte bună și ea se vinde, deci, în pachete. Mugurii ei se vinde foarte bine în pachete. Toate mugurile din, spunem, de mesteacăn sau berioze, de salcie sau alte tipuri de muguri, ele sunt foarte puternici pentru toate tipurile de infecții în corp, dragii mei prieteni. Deci, nimic. Deci, nu-i rău ca să mănânci câțiva mugurii de salcie pe zi, fiindcă este dulce, ea nu este amară. În unele cazuri, se fac și foarte bine ceai cu dânsele, dar să amesti cu păpădii sau alte tipuri de plante. Eu am să-mi culeg, așa, de pe râu, fiindcă la mine, dacă o uitați, este foarte multă, și a să-mi o tai și a să o usuc. Da, dar în unele cazuri, eu am să fac, deci, tinctură de salcie plângătoare pentru dureri de articulații, pentru dureri de oase. Dragii mei prieteni, mă numesc Zidana Uzacuna, sunt medic naturopat. Aici pe canalul meu de YouTube găsești foarte multe, foarte multe rețete naturiste despre plante, de dealea, uitați-vă, și priveliști, și
o căit, muzică de broaște, de păsări, da? Dar am aici și păpădii, și brusturi, și pelină, am foarte multe plante care cu siguranță, deci pot, deja sunt furnici în țară, da? Care pot să le strâng pentru a face diferite unguenti. Chiar și din salce pot face unguent cu ceară de albin pentru a unge articulații. Și am să vă fac, dragii mei prieteni, unguent de salce.